baza noastră de tratament se evidențiază, bineînțeles, cu această idee de bazin cu apă sărată. A fost concepută undeva în 1908. Apa acestui bazin are o concentrație de 321 de grame pe litru. Este cea mai sărată apă din țară. Este apropiată de cea din Marea Moartă, ca și salinitate, ca și concentrație. Și de 15 ori mai concentrată decât Marea Neagră, pe care avem noi. Secția de recuperare și de reabilitare medicală iese în evidență prin structura complexă ce îi oferă unui pacient acces la toate procedurile terapeutice dintr-un plan de tratament. Nu trebuie să se ducă să facă alte proceduri în alte clinici sau în alte localități, are totul la dispoziție în cadrul bazei noastre de tratament. De asemenea, pacienții pot fi cazați la noi în San Confind, un regim hotelier cu 3 mese pe zi și astfel se facilitează accesul atât la procedurile terapeutice cât și la alte specialități, dacă este cazul. În secția de fizioterapie, din baza de tratament San Confind, noi găsim toate aparatele de ultimă generație și actualizate. Cum ar fi magnetoterapie, undă scurtă, laserul MLS, presoterapie, deep oscillation și combinele Chattanooga, cu ajutorul cărora putem folosi toate formele de curenți, de joasă, medie și înaltă frecvență. Ca patologii, noi putem trata în această clinică spondiloza cervicală, discopatia lombară, coxartroza, gonartroza, afecțiuni ale sistemului nervos, ale aparatului locomotor, tendinite, bursite, entorse, luxații. Alte avantaj al acestui spital este faptul că are acest izvor de apă sărată, a cărei concentrație este chiar superioară mării moarte din Israel. Și acolo se fac tratamente de recuperare, luând acest factor natural, așa încât beneficiul bazinului cu apă caldă și sărată este deosebit de evident. De asemenea, se aduce nămol de la techericul cu cisternele, al doilea factor natural care sporește efectul benefic în tratamentul de recuperare. Conține absolut toate rigile compartimentele activității de recuperare, respectiv compartimentul de electroterapie dotat cu aparatură de la firme celebre, așa, consacrate pe plan mondial, compartimentul de kinetoterapie, compartimentul de masaj medical, apoi compartimentul de hidrokinetoterapie, adică gimnastica care se face în bazinul cu apă sărată și termală. Aici am descoperit că există o concordanță extraordinară între noi și medici și pacienți. Pot da un exemplu de care ne lovim în ghilimele, să spun așa, cam cel mai des. O relație destul de importantă o avem cu colegii de la ortopedie. Aici pot da un exemplu la protezele de genunchi sau de șol. Imediat după postoperator, noi suntem chemați pentru pacienți pentru recuperarea direct de la salon, iar ulterior, în funcție de evoluția pacientului, ne ducem mai departe către sala de kinetoterapie.